Să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 10, și vom citi câteva versete începând cu versetul 25. Luca, capitolul 10, de la 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el, s-a apropiat de el, a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru timpul care deja l-am petrecut aici în prezența Lui. Mulțumim tuturor leviților care ne-au condus în seara aceasta prin închinare în prezența Lui Dumnezeu. Într-un mod cu totul special, felicit, sunt un iubitor al muzicii. Puțin știu că în tinerețe am fost dirijor de cor chiar și când aud se miră, însă îmi place muzica, îmi place cântarea, îmi place muzica în formele ei, dar într-un mod cu totul aparte corul și fanfara. Noi nu avem fanfare în Republica Moldova, dar atât mie cât și soției ne place fanfara și ori de câte ori suntem în America, în bisericile românești, avem harul acesta să ne bucurăm, să ascultăm și fanfară. Vă aduc salutul fraților și surorilor din Moldova, har, pace și binecuvântare. Vreau de asemenea să vă aduc mulțumiri pentru susținere, pentru implicare. Vorbeam cu fratele Iulian puțin despre implicarea dumneavoastră în Republica Moldova. Cunosc localitatea respectivă, chiar am fost de câteva ori vara aceasta, i-am ajutat și eu cu ce am putut acolo în organizarea anumitor evenimente de evangelizare. Sunt oameni deosebiți, cu o inimă deosebită și vedem cum Dumnezeu se folosește de ei. Domnul să fie lăudat în toate! O să am spre sfârșit o prezentare video, câteva minute a lucrării, așa în general, dar până atunci aș vrea ca să rămânem la cuvântul Domnului și ceea ce descoper eu în textul acesta, atunci când am stat și, după cum spunea fratele, când stai și meditezi, a fost un moment când pastorul bisericii unde sunt membru, nu mai păstoresc acum, slujesc ca și supraveghetor al unei comunități regionale cu peste 100 și ceva de biserici, dar trebuie și eu să fiu undeva membru. Și la una dintre conferințele de misiune pe care le organizam în biserica respectivă, pastorul mi-a zis: aș vrea ca tu să predici. Și m-am rugat și am stat înaintea Domnului și am descoperit că textul acesta vorbește de misiune. Posibil că și misiunea este chemarea de bază, pentru că la început, primii ani de slujire, după ce am plecat din România în Moldova,
Lucrarea de bază era evangelizarea, misiunea, deschiderea noilor biserici și după vreo 5-6 ani de slujire în felul acesta, frații de la noi, de la Uniune, mă tot chemau spre Chișinău și eu am tot refuzat 5 ani. După care președintele Uniunii a zis, eu plec în Statele Unite la o școală biblică și nu are cine păstori, nu are cine sluji și m-au chemat acolo pe un an. Am zis, bine, merg să ajut pe un an de zile. După care el s-a întors și a zis, eu mai continui studiile încă 2 ani și trebuie să mai rămâi. Și de acum, dacă mai rămâi, hai să te ordinăm păstor. Și mi-aduc aminte ordinarea mea ca păstor. Toți erau bucuroși, au venit prieteni de-ai mei, slujitori din alte biserici. Vedeam că ei erau bucuroși, dar inima mea plângea. Pentru că eu aveam în sânge misiunea, știți? Și m-am gândit, de acum mi-au legat mâinile, trebuie să stau ca asta. Dacă ești păstor, stai și slujești bisericii. Nu mai umbli cum umblam eu în misiune. Într-un an am reușit cu un grup de cântăreți 264 de adunări de evangelizare într-un an. Ei și astăzi, unii îmi spun, frate Romică, cum ai reușit să ne fugărești atâta? Foloseam orice sărbătoare ortodoxă și Sfânta Ileana și Maria, pentru că știți cum ortodoxii, ei nu lucrează și atunci dacă ei nu lucrau, noi mergeam să le predicăm Evanghelia. Și am luat calendarul ortodox și am văzut toate zilele acelea. Însă mi-aduc aminte că la ordinarea mea venise un frate din Statele Unite, prima dată în Moldova, a fost și el invitat acolo, la sfârșit frații au dat o felicitare pentru mine și el mă felicită cu 2 Timotei 4 cu 5, dar tu fii trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Și abia atunci mi s-au deschis ochii și am spus, wow, până acum am alergat eu cu câțiva frați, dar acum am în față o biserică cu care putem împreună și putem să facem mult mai mult și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Acum Domnul ne-a dăruit o comunitate regională. Când am preluat această comunitate regională în 2011, erau 46 de biserici, astăzi sunt peste 110 și îi mulțumim Domnului. Și aceste biserici acum, din nou, având misiunea ca prioritate, merg să predice, merg să deschidă alte biserici. Sunt bisericuțe la noi foarte mici, că majoritatea sunt noi. 80% din păstorii care îi avem astăzi în Moldova sunt pocăiți în ultimii 15-20 de ani. Oameni veniți din lume și ei sunt păstori, diaconi, slujitori. M-am uitat în textul acesta, dragii mei, și eu am observat că el vorbește concret despre misiune. Contextul imediat al acestui text este întoarcerea celor 70 de ucenici din misiune. Dacă ne uităm, capitolul 10, începând cu versetul 1, ne vorbește despre trimiterea celor 70 de ucenici în misiune. Și ei s-au dus și apoi s-au întors. Contextul puțin mai îndepărtat al textului nostru, și anume capitolul 9, dacă vă uitați dumneavoastră, în capitolul 9, versetul 1 de aici de la Luca, de asemenea se vorbește despre trimiterea în misiune a celor 12 ucenici. Cei 12 au fost trimiși în capitolul 9, versetul 1, s-au dus, au îndeplinit misiunea, s-au întors și au povestit Domnului lucrările, minunile, experiențele pe care ei le-au experimentat pe câmpul de misiune, însă Domnul mai avea o lecție pentru ei. Și lecția care trebuiau ca ei să o învețe a fost acolo la înmulțirea pâinilor, pentru cei 12. Se întorc în capitolul 10, se întorc cei 70 din misiune și la rândul lor, dacă vă uitați în versetul 17, spune cei 70 s-au întors plini de bucurie și au spus, Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, iată v-am dat putere să călcați pe șerpi, scorpii, toată puterea vrăjmașului, nimic nu poate să vă vatăme. Totuși, atenție, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.
aud de multe ori frați care se plâng că nu văd minuni. Poate nu sunt pe aici, pe la Filadelfia, în altă parte sunt. Dar aud, frați, se plâng că nu sunt minuni, se plâng că nu văd, dar minuni sunt. Și eu vă spun, cu siguranță sunt minuni, slăvit să fie Domnul. Sunt vindecări. Vara asta au venit un grup din Asheville, frați moldoveni, și au spus, frate Romică, vrem să facem 10 evanghelizări la rând. N-am făcut niciodată în Moldova luni evanghelizare sau marți sau miercuri. Mai făceam noi sâmbăta și duminica. Dar să faci în felul acesta chiar lunea evanghelizare. Și am făcut 10 zile la rând și în fiecare evanghelizare ne rugam pentru bolnavi. Și într-o seară ne rugam în centrul orașului Ștefan Vodă, aproape de vama care merge în Ucraina spre Odessa, un mic orășel acolo, în sudul, estul țării, este o bisericuță pentecostală foarte micuță acolo. Și am făcut o evanghelizare în centrul orașului, deja afară se întuneca. Și noi am spus la oameni, vreți să ne rugăm, noi ne vom ruga pentru bolnavi aici, în centrul orașului. Și noi ne-am rugat pentru bolnavi și am vrut să se vindece acolo. Dar cineva din Asheville, din biserica moldovenească, privea transmisiunea online a unui frate de-al lor care transmitea pe pagina lui de Facebook Live ce se întâmplă acolo. Și ea era bolnavă, medicii nu i-au mai dat nicio șansă, avea mai mult, aproape un an de zile, stătea imobilizată în cărucior de curotile. Și plângea soțul și copiii lângă ea și nu putea să se ridice și nu mai putea să meargă. Și a spus ea, în momentul în care am văzut acolo cum vă rugați pentru bolnavi, a venit în inima mea credința, s-a ridicat și astăzi merge, slavă Domnului. Ochii mei au văzut-o câteva săptămâni în urmă când am fost acolo la Asheville și fratele care era cu noi la misiune a spus, uite, o vezi, sora care intră acum în adunare, ea este cea care merge datorită intervenției lui Dumnezeu, slavă Domnului. Amen. Și lucrurile acestea se întâmplă, dar nu asta e cel mai important, dragii mei. Iisus a spus, cel mai important pentru orice om din lumea asta este ca numele să-ți fie scris în cer. Amin? Amin? Dragii mei, ăsta este cel mai important lucru. Și ce ar câștiga, spunea Domnul Iisus, un om? Ce s-ar întâmpla? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, să aibă nu știu ce onoruri, dacă el și-ar pierde ce? Sufletul. Iisus le spune lucrul acesta. Și în acest context, când Iisus vine și spune, asta e mare bucurie pentru voi, numele voastre sunt scrise în cer. Și vine învățătorul legii cu întrebare iscoditoare, dar eu, păi, ăștia nu știu legea ca mine, ăștia nu știu Talmudul ca mine, ăștia n-au fost la școala biblică, ăștia n-au terminat seminarul teologic, ăștia nu stau atât cum stau eu cu cărțile sfinte în mână. Eu, ce ar trebui să se întâmple ca eu să am și eu siguranța aceasta despre care tu vorbești? Și în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos, ca să le mai dea încă o lecție, prezintă pilda celui căzut între tâlhari. Și aș vrea în această seară, dragii mei, să ne uităm în cuvântul acesta și să încercăm să găsim răspuns la următoarea întrebare. Ce putem învăța cu privire la misiune? Ce putem? Personajele acestea sunt trei în pilda Domnului Iisus Hristos, cu excepția celui căzut între tâlhari, dar eu am împărțit aceste trei personaje în două categorii, pentru că doi dintre ei se aseamănă, erau și colegi de slujire și au avut și același comportament. De aceea eu am împărțit aceste trei personaje în două categorii. Și prima dată aș încerca să găsim un răspuns la întrebarea ce am putea învăța cu privire la misiune de la preot și de la levit. Pentru că, da, unii au zis preotul nu s-a oprit pentru că s-a fi gândit că poate e mort și știți cum, toate rânduielele, dacă el se atingea de un mort, trebuia să treacă procedura aceea de spălare, de curățire și nu mai avea poate omul timp. Alții poate spuneau că era poate obosit după atâta slujire și uneori se întâmplă și lucrul acesta. Ce am putea noi învăța?
Știți ce vreau să vă spun? Mi-am adus aminte că în perioada anilor 2000-2005 mi-am făcut studiile în master în teologie într-o școală deschisă de către organizația Assemblies of God din Statele Unite, o școală pentru fosta Uniune Sovietică în Kiev, în capitala Ucrainei. Și fiind acolo la școală, era o soră din Statele Unite destul de în vârstă care ne preda limba greacă. Acum eu sunt român din România, locuiesc în Republica Moldova. Printr-o minune, Dumnezeu mi-a dăruit și limba rusă, comunic în rusă, vorbesc în rusă, predic în rusă, traduc din rusă în română și îi mulțumesc Domnului pentru aceasta. Dar lucrul acesta s-a dezvoltat mai bine în perioada aia când eram acolo la școala biblică. Și închipuiți-vă că dumneaei ne preda în limba engleză, cineva traducea în limba rusă, pentru mine un român. Cam ce era în capul meu și ce ajungea la mine în cap. Acum eu am crezut că doar la mine e problemă din cauza atâtor limbi și eram într-o seară, așa cum noi studenții, era ora 2 noapte, aveam de învățat și mai că eram cu picioarele în apă rece. Și mi-aduc aminte că era un episcop care avea o uniune de biserici în Rusia, un om capabil, și la un moment dat ăla a izbucnit și a spus: băi, ce să înveți? Pentru că ea, adevărul era că ea se purta cu noi, parcă eram așa copii de școală, dar acolo era o clasă formată din episcop, din pastor, din director de școli biblice, din profesor de școli biblice, oamenii care chiar am venit să învățăm. Noi nu am venit să ne treacă timpul acolo, poate cum se mai întâmplă așa, cu unii tineri care i-o împins tata, hai, dacă, știți cum a zis odată cineva la noi, dacă tot nu-i bun de nimic, zice, îl dăm la școală de păstor. Am un pastor în Moldova care l-am pus în locul meu, un om deosebit, și își motiva băieții, zice: băi băieți, învățați, zice, uite, să fii doctor, să fii... Și unul mai mic tot a ascultat și a spus: tata, zice, eu știi, dacă nu o să fiu cum îi Tim doctor, că unul zice că vrea să fie doctor și altul avocat, și eu dacă n-am să pot învăța de doctor sau de avocat, o să mă fac păstor. Și tai că s-a pus mâna în cap, zice, ce imagine are el de păstor? Noi eram acolo să învățăm, dar ea se purta cu noi aspru, foarte aspru. Și nu chiar merita să se poarte așa aspru, pentru că, na, limba greacă puțin o stăpânesc bine. Hai să fim realiști. Stă aici cineva care e prin școala biblică. Și el a zis: băi, ce să înveți de la femeia asta? Și i-am spus: Alexandru, eu am descoperit ce să înveți de la ea. Și toți care erau acolo zic: ce? Și am zis: să nu fim ca ea. Fiecare dintre noi ajungem, și-o zis fratele, când ajungi, dacă vii în fața bisericii, e bine să fii pregătit cu predica, da? Nu, trebuie să fii pregătit. Știi că predici de o lună de zile și vii și spui că n-ai avut timp. Dacă te duci în fața clasei, dacă ești un profesor, tu trebuie să fii pregătit. Te duci la Sunday School, tu trebuie să fii pregătit. Vii în fața corului, tu trebuie să fii pregătit cu partitura și cu fanfara și cu cealaltă. Trebuie să fii pregătit. Și am zis, dacă vrem să învățăm ceva de la ea acum, din tot negativul acesta, uite ce vă spun eu, să nu fim ca ea. Și cu asta închei prima parte a predicii mele. Asta eu am văzut. Dacă pot învăța ceva cu privire la misiune, de la preotul și levitul din textul nostru, este asta: nu fiți ca ei. Amin. Mergem mai departe. Ce am putea învăța atunci cu privire la misiune, cu privire la slujire, cu privire la viața noastră de zi cu zi, cu privire la trăirea noastră, cu privire la activitățile noastre de zi cu zi, când ne uităm la celălalt personaj, și anume un samaritean? Nu prea mult știm, atât, un samaritean. Și când mă uit eu la omul acesta, eu am descoperit câteva aspecte, și anume, în primul rând, misiunea cere compasiune. Asta a fost marea diferență dintre primii doi și cel de-al treilea, pentru că Scriptura spune în versetul 33: dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut ce? Milă!
Problema celorlalți doi a fost că ei nu au găsit adresa milei atunci. Și asta este problema noastră și aș vrea, dragii mei, începând de la mine, și o să vedeți că chiar încep de la mine, și terminând cu fiecare dintre dumneavoastră, problema noastră este că atunci când nouă ni se oferă ocazia misiunii, slujirii, lucrării, cumva într-un fel sau altul, în loc să vină mila, în loc să apară compasiunea, primul ce la noi se întâmplă în mintea noastră este judecata. De ce au ajuns acolo? Dar de ce nu a fost atent? Dar de ce nu s-a păzit? Și așa mai departe. Și Biblia vorbește despre lucrul acesta și ne îndeamnă și în Matei 5 cu 7, Domnul Iisus spunea în predica de pe munte, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dar în Iacov 2 cu 13 citim că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Și am o întrebare, cum ar fi acțiunile noastre în diferite situații ale acestei vieți cotidiene dacă noi am avea milă? Am predicat mesajul acesta, am văzut în el misiune, am văzut în el implicare, dar peste 3 zile de la predica aceasta s-a început războiul din Ucraina, a venit peste noi ca un fulger acolo în Moldova, și peste 1.300.000 de refugiați din Ucraina au trecut prin Republica Moldova. Nici o țară atât de mică nu a avut un procentaj. Deci Moldova a avut un procentaj de refugiați mai mult decât dublu sau chiar triplu decât alte țări. Bisericile noastre, pastorii, frații, surorile, oamenii s-au pus la dispoziție non-stop, era plin totul și s-au scos din sanctuare, s-au scos băncile, s-au pus saltele și în birourile păstorilor dormeau refugiați și non-stop slujeau. Cunoscând limba rusă, telefonul meu a fost dat pentru că eu conlucrez și cu biserici rusești, ucrainești, beloruși din Statele Unite. Și mulți au dat telefonul meu și mă sunau, vă rugăm ajutați-ne, suntem acolo, s-a stricat mașina, una, tot felul de situații. M-au sunat pastorii din România și au spus, frate, avem sute, la noi spune sunt 100 și ceva cazați, nu știm nicio boabă, noi nu știm ucraineana, rusa, ei nu știu româna. Și mă duceam spre România, mă duceam ca să traduc acolo în câteva centre de acestea și de asemenea mă duceam ca să iau informația cu toate locurile de cazare ca să putem să-i ajutăm pe cei care doreau să traverseze România să știe unde se poate opri. Frații noștri slujeau non-stop, unii n-au dormit câte 3-4 zile deja pentru că nu puteai să lași să te duci să te culci când vedeai nevoia. Și eu am zis, e prea puțin ce fac eu, e prea puțin că eu dau un telefon, e prea puțin că eu spun, faceți aia, pentru că eram organizator, mă simțeam că prea puțin fac. Și atunci am zis, măcar atât, am mergând spre vamă, mi-am pus ca și scop prima mașină care va intra într-o stație de benzină să alimenteze, eu vreau măcar să-i pun plinul de benzină. Și am intrat la ultima stație de benzină înainte de vama de România. Și am așteptat câteva minute și intră o mașină și trage la pompă și eu așa de bucuros am fost și am spus, acum mă duc să-i torn un plin de benzină și am coborât din mașină și încă eram cu mâna pe portieră ca să o închid și de acolo coboară șoferul, un bărbat voinic, spătos, ca păstorul vostru, așa, brav, dar avea o freză din aia care eu n-o pot accepta. Ras totul, strălucea chelia, așa totul, ras totul. Și aici avea o creastă numai verde, albastru, în toate culorile pământului. Și la mine, ca la mulți, nu poate ca la toți, dar ca la mulți, și-a venit prima dată, judecata.
Că asta vine la noi prima dată, asta a venit la preot, asta a venit la levit. Dar ce i-a trebuit, dar ce nu a fost atent? Judecata. Și la mine a venit judecata și am spus, ăsta e să-i torni o benzină? La vopsitul ăsta să-i torni o benzină? Și cum eram cu mâna pe portieră să o închid, cu mâna asta am deschis înapoi portiera și am reușit să mă așez în mașină și să plec. Și îi mulțumesc Domnului și Duhului Sfânt care mi-a vorbit în ureche și a zis, da, duminică, așa bine ai predicat și ai spus că cel care este în nevoie n-are atunci nevoie de a fi judecat și el trebuie ajutat. Tu ai predicat asta! Tu ai predicat asta! Și așa mi-a fost de rușine și repede m-am ridicat și am ieșit din mașină și am fugit după el în stația de benzină. Și când am ajuns acolo, el întinsese mâna la doamna care era acolo la casa de plătit și avea doar puțini bani moldovenești. Și eu știu valoarea, că sunt acolo de 33 de ani și el a spus, vedeți câtă benzină, n-avea mai mult de un galon de benzină în măsurătoarea voastră, n-avea mai mult. Și atunci eu am spus doamnei, lăsați că plătesc eu, puneți plin că am să plătesc eu. Și el a zis, dar nu trebuie, nu, ninada, fratele știe. Și am spus, tu fugi din calea războiului, dă-mi voie să-ți fac binele acesta. Și el a stat cumva cu soția așa stingheriți. M-am dus că la noi, ca în Portland acolo, dar cineva stă la pompă, nu ai voie tu, șoferul, ca să manevrezi pompa, este om angajat, i-am spus, pune plin, te rog. Pus el plinul, am venit, am achitat și am spus, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească de acum în drumul vostru. Și omul acela a început să tremure și a început să plângă. Și a zis, nu știu dacă te voi mai vedea vreodată, însă nu pot altceva acum, dacă îmi dai voie, aș vrea măcar să te îmbrățișez. Și am spus, ok, de acum am devenit eu, știți cum, mi-era mie de acum inconfortabil. Până atunci el a stat într-o stare așa și am spus, bine, dacă vrei. Și în tot timpul ăsta, dragii mei, el stătea cu partea dreaptă spre mine și când a zis, dă-mi voie să te îmbrățișez și că s-a întors spre mine să mă îmbrățișeze, eu am văzut că el nu avea mâna stângă de la cot. Și Duhul Sfânt încă o dată mi-a vorbit. Și Duhul Sfânt încă o dată m-a dojenit. Și Duhul Sfânt încă o dată m-a cercetat. Și mi-a zis, vezi, judecata ta, Duhul ăsta de judecată care stă în tine, îl judeca pe omul acesta care fugea cu niște copii mici, cu o mașină mică și săracă din calea războiului și din calea morții și tu erai gata cu Duh de judecată să-l judeci și să fii aspru pentru o freză. Da, nu cred că freza aia este mai ales pentru credincioși. Nu era un om pocăit, dar omul acela n-avea nici măcar mână. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu că Domnul nu m-a lăsat ca să devin atunci un preot și să fiu ca un levit de la care n-ai ce învăța și am putut să fiu un samaritean milostiv, lăudat să fie Domnul. Vă rog să vă cercetați, dragii mei, ori de câte ori veți avea situații de felul acesta. Ce mai poți învăța de la omul acesta cu privire la misiune? Când mă uit în textul nostru, misiunea cere descoperirea nevoii. Scriptura spune, versetul 34, s-a apropiat de elegat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin. Asta înseamnă că omul acela, într-adevăr, a fost interesat. Domnule, ia să văd eu. El nu pur și simplu așa de departe. O, cred că ceva îl doare. Nu, posibil că are o rană la picior. Nu, nu, nu. El a văzut exact nevoia, a văzut exact situația, a văzut exact ce este acolo, care e problema, unde e rana, unde trebuie. Și a turnat un de lemn, pentru că un de lemnul pe timpul respectiv se turna pe răni pentru alinarea durerii și vinul se turna pe rană pentru dezinfectarea rănii. Apropo, doar folos extern. Amin? Că unii vin și încearcă cumva să... Știți cum? Și nu degeaba Domnul spune cum citești în Biblie, că unii citesc în Biblie, dar ei văd altceva. Eram într-o biserică
Și păstorul a citit textul cu experiența aceea femeie care a spart vasul de alabastru, l-a turnat pe capul Domnului și a venit un ucenic și a spus: ce rost are risipa asta? Și el asta a văzut, fratele, și a spus: fraților, noi astăzi nu avem vas cu alabastru, dar astăzi noi putem, zice, să aducem rugăciunile noastre, că asta câteodată, noi citim ce vrem noi. Și am zis: frate, dar-mi dai voie să spun ce văd eu aici? Eu văd în textul ăsta clar, eu văd două categorii de oameni, oamenii care sunt gata să dea pentru Domnul și oamenii care sunt gata ca să judece pe cei ce dau și să le spună că mai bine ar fi fost în altă parte, dar ei nu dau. Asta văd eu în Biblie. Sau nu e așa? Asta era. Ce citești? Și unii asta citesc. S-a dus un frate la cineva și când s-a uitat în beci, era mai multe butoaie. Dar ce ai în butoaiele alea? Vin. Dar ce cu atâta vin? Păi zice, Pavel, o zici din cauza durerilor de stomac, să iei câte puțin vin. Și zice, băi, dar ai multă durere de stomac în casa asta. E cam mare boala asta. Nu, el, omul, a descoperit nevoia, a alinat durerea, a turnat întâi un de lemn, apoi a turnat vin ca să aline durerea și în felul acesta a putut să-l ajute. Ce mai putem învăța cu privire la misiune? Misiunea cere îngrijire într-un mediu protejat, l-a pus pe dobitoc, l-a dus la Han, a îngrijit de el. Și noi astăzi, în cadrul bisericii, noi putem să oferim asistență asistată celor pe care îi ajutăm, să putem să-i conducem la Domnul ca oamenii ăștia, că asta întrebau. Mă opream în România când am mers în călătoria aia despre care v-am spus, mă opream, vedeam mașini de Ucraina și mă opream și îi duceam la biserici și ei întrebau: ce fel de oameni sunteți voi? Și le-am spus: noi suntem oamenii care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce mai putem învăța cu privire la misiune? Biblia spune: misiunea cere implicare financiară. Apoi, a doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Am avut un episcop în Moldova care a stat 25 de ani în pușcărie pentru credință. Nu toți odată, dar a acumulat pe parcursul perioadei sovietice, pentru că nu-i dădeau voie să predice, dar el predica Evanghelia și el spunea așa: dacă vrei să fii samaritean milostiv, trebuie să ai bani și măgar, dar să fii gata, zice, să investești și să dai măgar. Că sunt oameni care nu sunt gata. Eu am întâlnit frați care nu sunt gata. Măi, hai, ai mașină, hai să mergem la evanghelizare. Nu, și mașina mea nu-i pentru evanghelizare. Măi, hai să facem cu tare lucrare. Nu. Omul acesta, dragii mei, a avut milă. Omul acesta a descoperit nevoia. Omul acesta l-a îngrijit. Omul acesta a fost gata ca să investească, să pună ceea ce a avut. Haideți să ne gândim în felul acesta și în viața noastră să dăm voie ca în felul acesta să lucreze acest spirit de misiune și inițiativă și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Am pregătit un video, rog pe frați ca să-l proiecteze, sunt doar câteva minute, aș vrea să puteți vedea doar câteva din lucrările din Moldova. Vă așteptăm în misiune cu drag, Domnul să vă binecuvinteze. Dar dacă în seara aceasta veți găsi de cuvință să puteți să faceți un ajutor pe lângă toate alte lucrări, Dumnezeu mi-a deschis uși, găsesc materiale. La ora actuală am marfă de 4 containere pe care să le trimit. Și în felul acesta reușim, am acum peste 25 de case de rugăciune în construcție, în reconstrucție. Altele, am cumpărat case și duc materiale de construcție pe care le găsesc gratuit aici. Și eu mă mir cum le găsesc. Dar sunt o valoare foarte mare și în felul acesta reușim să putem să multiplicăm lucrarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească dărnicia. Amin.